Bună seara, ne-am reîntors la ediția specială electorală, ediția din această seară, în care discutăm despre județul Constanța cu doi candidați la Consiliul Județean Constanța, domnul Adrian Valeriu Coandă, candidatul PER, și domnul Adrian Florentin Țapliu, candidatul PNCCD. Discuția înainte de a intra în această pauză publicitară, vorbeam de cât de bine ar fi și cât de important ar fi ca micii fermieri să înțeleagă, să se asocieze pentru a putea mai ușor accesa fonduri și pentru a putea mai ușor să-și dezvolte afacerile. Aș vrea să trecem la un alt punct, să spunem așa, să discutăm mai pe larg despre problemele stringente ale județului Constanța și o să vă rog pe dumneavoastră, domnule Țapluc, să ne vorbiți despre asta. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai grave probleme ale județului? Cele mai grave probleme ale județului, cum am spus, să ridicăm puțin nivelul de trai din zona rurală. Sărăcia este extrem, extrem de ridicat. Nivelul de trai îl ridicăm prin încurajarea țăranilor din comunități să, mă rog, să-și deschidă mici afaceri, cum spuneam, și să participe ei acolo. Nu tot timpul să aștepte banii, primarii să aștepte banii de la Consiliul Județean. Trebuie dezvoltate localitățile cu oamenii din localitățile respective. Este extrem, extrem de important. Oamenii trebuie susținuți de Consiliul Județean prin proiecte. Deci Consiliul Județean trebuie să urmărească, să promoveze proiecte care să dezvolte zona rurală. Da? Asta este cea mai mare parte. Aceste proiecte, sigur, vor ridica nivelul de trai, deci vom depăși momentul ăsta de sărăcie cumplită care există în acest moment în zona rurală. Este foarte important să dezvoltăm infrastructura. Sunt mari, mari probleme. Încă avem drumuri aproape impracticabile de piatră. Sunt sate izolate. Eu am văzut sate izolate, de-abia ajungi în ele. Să vă dau niște exemple. Abrudul de la Adam Clisii, Almalău de la Ostrov, cred că nici nu prea ați auzit de ele. Este ceva foarte greu. Nu există nu există microbuze care să ducă oamenii acolo. Sunt zone neacoperite și cetățenii din zonele respective trebuie să găsească, să dezvolte singuri. Dacă n-au mașină, ce fac? Dacă n-au mașină, ce fac? Da? Deci asta este prioritatea numărul 1. Eradicarea sărăciei de la sat. Avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Sărut mâna, doamnă! Cum vă Valentina numiți? Valentina Florea sunt, din Medivia. Sărut mâna! Aș dori să vă întreb pe reprezentantul PNZCD-ului pe Constanța. Da. Cum sprijină PNZCD-ul pe domnul Vrabie, candidat la primăria Medivia? Dacă îl sprijină sau nu? Cum îl sprijină? Știți dumneavoastră că îl sprijină? Nu știu, așa am înțeles din presă. Domnule Țapluc, este adevărat? Da, noi am declarat-o. Și nu odată, de mai multe ori. Pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune, să știți. Am avut o emisiune cu moderator Paul Iurea, cu domnul Vrabie, acum câteva luni de zile, când era primarul Peșterii, și am spus: domnul Vrabie, dacă candidați pentru Megidia, PNSCD-ul vă va susține, nu-și va pune candidat la Megidia, pentru că eu personal îl urmăresc pe domnul Vrabie de mai mult timp. Și am văzut cum a transformat acea comună Peștera, dintr-o comună care exact discutam că era o lume foarte săracă, într-o comună care astăzi deci arată altfel. Da? Deci este o comună normală, așa ar trebui să arate. După mine, toate comunele din județul Constanța, domnul Vrabie, să știți că a devenit un model. Deci din discuțiile mele în teritoriu, în diverse comune, lumea a auzit de domnul Vrabie, a auzit ce a făcut în comuna Peștera
și își doresc ca primarii care vor câștiga alegerile acum să fie la fel de gospodari ca domnul Vrabi. Domnule Coandă, nici partidul ecologist nu are candidat la primăria Megidia. Da. Susține un anumit candidat? Deci partidul ecologist nu are candidat la primăria Megidia, dar nu e necesar să ai neapărat sau să ai și postul de primar. Dacă din poziția de consilier poți să propui lucruri la fel de bune și de importante pentru comunitate și dacă te ții de ele să realizezi la fel de multe ca și primarul. Primarul este doar un executiv al acestui oraș, a investit cu votul cetățenilor. Dar el este aparat executiv la urma urmei, deci el trebuie să pună în aplicare ceea ce se hotărăște în Consiliul Local. Din punct de vedere al susținerii, eu pot să vă spun așa, pentru candidații care sunt la primăria Megidia, eu nu pot să susțin decât pe candidatul care, pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele cu nevoi speciale, va face ceva sau va propune și se va ține ceva concret să sprijine această categorie defavorizată de persoane, inclusiv pentru însoțitorii lor și aparținătorii. Pentru un primar care va promite și va crea măcar, nu știu, două locuri de muncă în plus în orașul ăsta, sau 20 sau 50, care va fi cu un program și să va propune un contract cu cetățeanul. Spune, dom'le, eu cu voi, cetățenii, semnez următorul contract. Voi face asta, asta, asta în perioada asta și va indica și resursele și calea. Deci eu, după ce văd primarul, candidatul de primar care va propune aceste lucruri, ce vrea să facă, cu ce resurse, în cât timp și contractul cu cetățenii, ceea ce se angajează către cetățeni, inclusiv povestea asta cu protecția socială făcută la categoria asta defavorizată de cetățeni, atunci eu pot să spun, da, dumneavoastră, ok, eu susțin pe ăsta sau pe ăsta sau pe acesta. Deocamdată se vorbește mult că s-a făcut, s-a adres, ok, s-a făcut la peștere, haideți să venim pe hârtie pentru la Megidia, Megidia este altceva. Dacă spune, dumneavoastră, fac lucrurile astea, ok, să vedem 10 puncte pentru Megidia, cum se pot face. Fiecare candidat, că e PSD, că e PNL, că este, nu mai știu care mai sunt și așa mai departe, domnul Vrabie. Independent. Exact, peste o săptămână, peste înainte cu 5 zile, da, dumne, ok, mie îmi place ce ai propus, sunt de acord cu lucrurile astea, să zic că da, dumne, eu vreau să fac asta și asta, că sunt trecute și în programul candidatului tău la Consiliul Local al Partidului Ecologist. Perfect. Păi mă interesează cel care face un... creează o schimbare pozitivă în comunitatea în care trăiește. Asta este, cum să spun, o deviză de la organizația de tineret de unde fac eu parte, GCI-ul, în care noi ca indivizi trebuie să creăm schimbări pozitive în societate. Adică tot ceea ce să facem să fie pe plus, înțelegi? Și să gândim numai în sus, în jos nu. Aștept pe primarul respectiv să vină să ne arate în dezbate, să vedem care, ce și cum, și după aia, da, dumne, ok, îmi place ce gândești, îmi place cum ai gândit și am înțeles de unde ai venit cu banii respectivi sau cu ce resurse vii sau cu resursele existente, nu? Pentru că e simplu, spui, susțin pe acela sau pe acela, de ce, că e mai frumos, că e mai simpatic, nu cred. Ok, domnul Vrabie, pot să vă spun, este chiar ecologist, pentru că este primul ecologist, înainte a fi primar la Peștera, a fost pădurar și ar putea să vă spună dânsul, a fost și ecologist. Înțelegeți? Numai că soarta i-a jucat fețe și i-a schimbat direcția. Deci domn Vrabie, într-adevăr, la bază este ecologist. Mai departe, nu pot să revenim la discuția despre Consiliul Județean, candidaturile la dumneavoastră la Consiliul Județean Constanța și o să vă rog și pe dumneavoastră, domnule Coandă, să răspundeți la această întrebare. Care credeți sau care considerați dumneavoastră că în acest moment sunt cele mai stringente probleme ale județul. Da, deci programul de irigație, proiectul de irigație este un proiect mare care e o problemă mare și lipsa locurilor de muncă, care e și mai gravă, pentru că dacă nu ai locuri de muncă, nu ai venituri și toată lumea se duce după aceea către zona de protecție socială, primările neavând bugete pentru protecție socială nu le pot acorda și atunci rămân la ajutor social, deci locurile de muncă, proiectul de irigație și, cum să vă spun eu, sistemul de protecție socială care e deficitar organizat, dar din cauza lipsei de resurse sau uneori lipsei de implicare a comunității în povestea asta. Deci, irigații, lipsă locuri de muncă și slabă protecție socială sau dezorganizat făcută. Chiar dacă cetățenii sau respectivele persoane care au dreptul la protecție socială au drepturi legale, au drepturi bănești sau alte lucruri de care beneficiază, dar administrația locală nu se preocupă să le aducă către cetățean. Domnule Țapluc, vă rog să vorbim mai pe larg despre aceste probleme și ce soluții ați identificat dumneavoastră pentru el.
Păi, ca să încep iar cu cum schimbăm, adică să lucrăm puțin la aspectul ăsta de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor din zona rurală, asta trebuie să facem. Trebuie să dezvoltăm micii privați din zona respectivă, să-i susținem printr-un program flexibil de taxe și impozite. Noi vom susține o perioadă, să zic așa, de 2 ani de zile în care să cel care dezvoltă o afacere să fie scutit de impozitele pe afacerea respectivă până își dă drumul la afacere, da? Că trebuie întâi să pornească afacerea, trebuie să facă o producție sau ce face acolo și după aceea putem să venim să-i cerem impozitele, normal, că trebuie toată lumea să-ți plătească impozitele, dar perioada asta tampon, 2 ani de zile o considerăm noi, e foarte importantă, da? Să nu-l grevăm, să nu-l apăsăm de aceste taxe și impozite, da? Trebuie, după noi, o altă problemă gravă la zona asta rurală este educația. Nu sunt, să spun, școlile sunt depopulate. S-au investit foarte mulți bani în școli și eu știu școli în județul ăsta în care mai vin la cursuri 12 elevi în sate și s-au investit bani în școlile alea sute de mii de euro, da? Pentru că primarul a vrut să laude cu, vezi, Doamne, nu știu ce a realizat el acolo. Nu se investește nimic în, deci ar trebui lucra puțin și, cum spunea colegul, la partea de divertisment. Ei nu au cum să-și mai petreacă weekendul, să zic așa. Nu mai există, ar trebui reînființate acele caravane. Când eram eu copil și toți aveam rude la țară, erau acele caravane cinematografice. Nu mai există nimic din care să-l... Nu poți să stai toată ziua în fața calculatorului la să te uiți numai pe Facebook, da? Deci ei trebuie, tinerii trebuie să socializeze în zona respectivă. Nu au nimic concret. Nu au nicio, cum să spun eu, o activitate de-astea care să îi implice, da? Lipsesc cu desăvârșire. Ar trebui să se organizeze activități sportive. Să spun, dezvoltarea psihomotorică a unui tânăr acum este la pământ. Nu mai există aceste programe de dezvoltare sportivă a tinerilor, nu mai există competiții. Erau tot felul de competiții în zonele astea și la oraș, la fel. Și cred că și la Megidia, pentru tineri, ar trebui create acțiuni care să-i atragă, să-i interesează. Eu nu le văd nici în Constanța, nu le văd nicăieri. Pentru persoanele astea defavorizate, trebuie și ăștia, adică nu, noi nu vrem, noi pe NSJD-ul, nu vrem să le dăm peștele, vrem să le dăm undița. Deci toată lumea trebuie să fie implicată. Chiar dacă, într-un program mai redus sau în altceva, deci trebuie să participe activ la viața comunității acolo, da? Trebuie să încetăm să mai ținem aceste, și sunt mulți, asistați sociali, fără să îi activăm cumva. Deci trebuie activați și ei, pentru că și ei pot deveni utili comunității respective. Deci pentru persoanele de vârsta a treia, este iar o tragedie în România. Bunicii au devenit părinți. Deci părinții lucrează în străinătate pentru că nu mai au cum să-și întrețină familia, pentru că în zona respectivă nu au din ce să-și facă un venit, da? Și atunci cred că Dumnezeule, cred că sunt peste 30-40% din tinerii din județ sunt în străinătate. Și ar trebui creat un program și pentru acești copii. Și PNCD-ul chiar în programul ăsta are în vedere așa ceva. Acești copii care, ei sunt marcați. Copilăria să nu ți-o faci împreună cu părinții este un lucru greu, dificil. Altfel te înțelege un părinte, altfel te înțelege un bunic. Sunt alte percepții, alte concepții, da? Deci acești copii trebuie urmăriți și create tot felul de posibilități ca să poată să
treacă mai ușor prin perioada asta în care ei sunt numai cu bunicilor, da? Trebuie găsit o formă de a cumva și pentru bunici ăștia care sunt, cum, mă rog, ei au rămas să se ocupe de copii, trebuie și aceștia atrași cumva, cointeresați, să le dăm, eu știu, niște posibilități ca să vină cu copiii, eu știu, în orașe sau să poată să participe și ei la o viață mai socială, la o viață mai activă. Sunt multe de făcut, domnul Ispas. Eu cred că, eu știu, prin schimbarea managementului la Consiliul Județean și să dea Dumnezeu să intrăm în Consiliul Județean, că văd că și colegul meu are intenții foarte bune și noi, să schimbăm ceva pentru cetățenii acestui județ. Domnule Coand, dumneavoastră, da, ce soluție ați avea pentru problemele județului Constanța? Păi soluție sunt pentru proiectele prioritare pe care le propunem sau pe care vrem să le realizăm sau să ne ținem de ele ca să aducă bunăstare în județul ăsta. În primul rând, aș vrea ca să ne ocupăm din cadrul Consiliului Județean să repunem în funcțiune structurile create până acum. Spre exemplu, în Constanța s-au format asociații de dezvoltare intercomunitară. Este aceeași exemplu la Megidia cu cele 7-8 comune. Astea ușor le-am creat tocmai pentru ca să putem să atragem bani europeni, să putem să atragem bani pentru infrastructură sau să facem alte tipuri de fapte bune. Astea au devenit nefuncționale, s-au creat pentru un singur proiect și au rămas nefuncționale din cauza unor animozități între primari și diverse comune. Astea trebuie repuse și să devină funcționale, pentru că structura există. Pe aceste asociații de dezvoltare intercomunitară, spre exemplu, putem să dezvoltăm proiectul de irigații, pentru că este un proiect mare. Sunt 4-5 asociații de dezvoltare în județul Constanța, fiecare poate realiza o bucată din proiectul de infrastructură pe irigații. A rezolvat o problemă. Tot pe acest cadru asociației de dezvoltare intercomunitară, să abiască împreună, domnule, uite, în zona noastră vrem să facem un parc industrial cu facilitățile următoare, asta și mai departe, să propunem să facem investitori. Perfect, asta e pentru crearea locuri de muncă. Tot în cadrul acestor asociații de dezvoltare intercomunitare se poate crea colaborarea odată cu Consiliul Județean și odată cu agenții economici care sunt în zona industrială la Constanța, la Midia, la Mangalia, cu șantiere navale și așa mai departe, împreună cu ucenicie să se facă acele centre de ucenicie în care oamenii ăștia de la țară să poți să îi duci întâi la ucenicie să-i poți după aceea să-i faci muncitori calificați sub o formă sau alta, nu? Deci toate locuri de muncă vorbim. Mai mult, s-au format între timp galurile, grupuri de acțiune locală, care sunt alte grupuri de comune, dacă s-au asociat. Cum să vă spun eu? Ei n-au înțeles prima dată ce s-au asociat, să vă spun sincer, pentru că așa vrea Uniunea. Nu. Ei s-au asociat ca să acceseze bani europeni, dar nu pentru infrastructura mare, cum ar fi apă, canalizare sau serviciuri sau salubritate sau ce v-am mai spus eu cu irigații. Nu. Pentru, dacă faci parte din grup de acțiune, dintr-un GAL, dintr-un grup de acțiune locală, tu ca persoană fizică care o face o firmă, poți prin intermediul GAL-ului să accesezi o sumă de bani pentru o mică afacere și tot galul poate să acceseze bani pentru, cum să vă spun eu, zona de mai multe, să zic, de protecție socială, ceva, servicii comunitare. Poți să dezvolți împreună servicii comunitare, spre exemplu, acele centre de colectare produse care să plece către piață, în cadrul galurilor. Noi le-am creat structurile astea acum câțiva ani de zile și și-au pierdut rostul pentru că cineva deasupra la Consiliul Județean a dirijat lucrurile altfel sau greșit și le-a lăsat, cum să vă spun, nu nefuncționale, sunt în adormire, dar structurile s-au făcut. Galurile s-au făcut și ele acum și numai că s-a alocat o sumă mică de bani deocamdată. Dar dacă nu există proiecte, normal că nici cei de la finanțator nu s-au grăbit. Dar acestea asociații de dezvoltare intercomunitare împreună cu Consiliul Județean ar trebui să înceapă să lucreze și să repună. Au avut strategii proprii de acum 2 ani, de acum 3 ani, de acum 5 ani. Hai Dumnezeu, ce a fost bun acolo și ce a fost greșit, ok. Ce s-a supărat? Primarul ăsta și primarul ăsta, ok, de ce s-a supărat? S-a supărat că nu i-a făcut și lui o chestie sau nu știu ce a făcut. Hai să găsim compromisul că am făcut un plan la început și spune, domnule, nu l-am făcut noi, l-a impus Consiliul Județean. Nu cred, sau poate așa a fost. Deci eu zic să revenim la ceea ce s-a creat și să punem la treabă. Există structurile create ca să poți face proiecte mai departe. Pentru că locurile de muncă se fac tot pe proiecte. Și proiectele astea de muncă se creează aceste locuri de muncă. Agentul economic, marele investitor, micul investitor, școlile profesionale care sunt licee, că e la Poarta Albă, că e la Meșidia, că e mai departe. Creați-le secții, mai multe clase profesionale, perfect. Pentru asta trebuie să vrem să sponsorizeze o întreprindere mare să te doteze cu strunguri, cu una, cu alta, cum a fost imomul, să zicem. Și după care omul deprinde meserie și îl duce acolo, îl introduce în câmpul muncii.
Iar în partea alta cu mica industrie la țară, cu mica agricultură la țară, e pun centre de consultanță agricole care Consiliul Județean le are, le poate recrea împreună cu primările, dar să le conducă fermierii din zona respectiv. Nu, Consiliul Județean să fie musafir, atât. Poate să-l ajute la spațiu, la o chirie, la alte chestii și să-i implice după aceea doar să-i aducă specialiști sau să-i organizeze niște seminarii, să-i plătească niște cursuri sau alte lucruri de ăsta, dar tot pun proiecte pe bani europene accesate, pentru că dacă lucrurile faci o strategie pe un an, pe doi, pe trei, da, dumne, facem program de resurse umane pe doi ani de zile, perfect. Ce trebuie să pregătim? 50 de agricultori aici, 50 acolo și aplici acolo, le-am prevăzut. După care să identificăm. De fapt, noi întâi identificăm grupurile țintă, care sunt. Păi ăștia sunt femei, ăștia sunt bărbați, ăștia sunt peste 60 de ani, ăștia sunt între 20 și 40 și le creăm programe de agricultură pe care le pot însuși și ei. Iar după aceea trebuie să-i monitorizezi, să-l pui să facă agricultura ca asta, trebuie să vii să-l controlezi, băi, ai pus sămânța asta, ai făcut asta, nu ai legat-o cu trei. Îl inspectezi, vezi cum crește planta, ai dai o sfat, vezi că a început să apară gând acolo. Ok, trebuie să dai cu asta, nu dai cu prea mult. Sau dai cu niște zeamă de nucă, așa mai departe. Dacă vrei să faci, spre exemplu, poți să intru spre agricultura ecologică. De agricultura ecologică trebuie supravegheată și făcută ca la carte. Cafe nu este agricultura ecologică. Doar spune că e agricultura ecologică, sunt crescute în curte. Dar nu este ecologică. Dar dacă faci agricultura ecologică, atunci, într-adevăr, câștigi mai mult. Și înveți să facă lucrurile dacă respectă niște reguli. Mai departe, am o listă întreagă, dar dacă ne ducem pe toate, eu nu trebuie să mă pricep la toate. Deci să existe în Consiliul Județean, există alți consilieri județeni, există specialiști. Pe exemplu, s-a creat în cadrul Consiliului Județean sau la o inițiativă privată a IMM-urilor un consiliu consultativ în care fac parte 4-5 consilieri județeni de la principalele partide care sunt reprezentante în Consiliul Județean, ONG-urile, societatea civică, sindicatele și patronatele, în care venim frumoși de mine. Consiliul Județean are următoarele resurse. Are logistică, poate să ofere asta, asta și asta. Asta putem noi să oferim. Voi, societatea civilă sau mediul de afaceri, cine voi aveți? Păi vreți să faceți proiectul ăsta, proiectul ăsta, proiectul ăsta. Ok, noi putem doar asta să vă oferim. Restul implicați-vă voi în ce proiecte, cum vreți să faceți, voi propuneți proiecte, dar propuneți și soluțiile pentru ele. Pe resursele pe care le are Consiliul Județean. Ca să nu spunem, domnule, că nu vrea Consiliul Județean să ne facă. E, asta vreau să fac și să particip la povestea sau comisia asta. Chiar dacă cu consilier sau fără consilier din partea societății civice sau din partea patronatelor de IMM-uri, pot să particip și să vin cu propuneri constructive pentru lucrurile astea. Când comisia asta va funcționa și, într-adevăr, proiectele care se adoptă în comisie sau se iau în calcul, se duc în Consiliul Județean, se aprobă acolo, se întorc înapoi și se implementează în teren. E, asta s-a început de anul ăsta, dar tot așa, la insistența noastră zi, a societății civice, și după aia s-a raliat și mediul de afaceri și așa mai departe, în care a spus, dom'le, sunt 5 consilieri, că sunt principalele parte, după care câte sunt? Patronatul. Păi patronatul IMM-urilor, patronatul femei și nu mai știu care. ONG-urile, câte sunt? 2, 4, nu contează, poate să fie 4, poate să fie 6. Cu cât mai mulți care se pricep și vin cu propuneri de proiecte, dar și cu soluții pentru ele, pe resursele pe care le poate oferi Consiliul Județean, atâta poate el să ofere, nu-l obligi pe el să angajeze bugete și alte chestii în detrimentul altor localități sau altor probleme. Și atunci e o chestie de organizare la urmă urmei în toată povestea asta, dar nu poți să te duci peste tot ca și consilier, te implici în două, trei lucruri. Mai departe sunt și alții care îți facă echipe, comisii și să încerce, dacă ei nu se pricep, să se aducă consiliere profesională. Dom'le, e pe mediu, probleme de mediu, mi-aduc specialiști pe mediu, e probleme pe transport sau pe drumuri, mi-aduc specialiști pe drumuri. Și ăla știe și vede altfel problema. La noi cu ONG-urile pe partea cu mediul, la fel, da, dom'le, sunt arele astea protejate o grămadă în județ, în care oamenii de acolo nu pot să mai facă venituri, că nu îți dă voie să intre, nu îți dă voie să faci aia, nu îți dă voie să faci aia, să exploatezi. Atunci hai să le găsim niște variante de venituri alternative, să culegem fructe de pădure, să le procesăm sau să facem altceva, sau să le facem acest turism până zonele astea protejate cu turiști, să-i aducem de la Constanța, să-i ajutăm sub o formă sau alta să facă și aici venituri. Că nu poți spune, dom'le, aici zona protejată, nu face aia, nu face aia, dar eu cu ce trăiesc? Că era totuși pământul lui cândva odată, cu zona aia cu păduri, pe lunca Dunării și așa mai departe, pe la Canaraua Fetii și mai știu pe unde, pe la Dumbrăveni, peste tot rezervații. Foarte bine, rezervații le păstrăm, dar astea ne aducă și nouă niște venituri. Că e cu stupii de albine, că este cu fructe de pădure, că este cu, nu mai știu, cu melci și alte lucruri genul ăsta, sau inclusiv plante medicinale și alte lucruri. Dar, era pe vremuri, acum 25-30 de ani, se colectau plante medicinale. Astea aduc niște venituri. Hai să colectăm înapoi pe pădie, mușețel, dar să-i ajutăm să le și valorifice. Să-i învățăm să le păstreze, să nu muce găiască, să se usuce, să se ducă. Când se duc câteva sute kilograme, sunt alți bani. Nu e ca o roșie de vară care costă 50 de bani. Un kilogram de mușețel costă 50 lei, poate 300 lei. Sau altceva, nu? Domnule Țapriu, domnul Coandă tot vorbește
să ne implicăm ca și consilieri județeni, să venim cu proiecte, să urmărim cum se procedează, ce să învățăm, cum să învățăm. Eu până acum, mandatele astea câte au fost de atâția ani, consilierii județeni am văzut că vin din când în când la ședințe, că nu vin toți niciodată, și ridică mâna, sau nu. Și cam asta e consilierul județean. Greșit. Va proceda PNCCD-ul altfel? Da, am și spus-o mai înainte. Actualii consilieri județeni, din păcate, nu-și fac treaba. Și nu-și fac treaba de foarte mult timp. Da, ei nu vorbim respectă... numai de actuali, vorbim de multele mandate. Da, da. Cam așa s-a întâmplat tot timpul. Deci, domnul Ispas, s-a respectat ordinul de la partid. Punct. Dacă partidul respectiv avea interesul să dezvolte o comunitate, o comună, o dezvolta. An de zile, comunele cu primari din partidele de la putere erau avantajați. Și eu vă spun, pentru că știu ce pățesc primarii noștri actuali. PNCCD-ul a avut în permanență, să știți, în județul Constanța, primar. Și acum are un primar la Târgușor, da? E, eu cu acest primar, normal, logic, ieși în biroul județean, din statutul nostru, mă întâlnesc, da? Trebuie să scoată, cum să spun eu, bani din piatră seacă. Norocul care este? Că asta s-a întâmplat și la Peștera, știți foarte bine, până ce a trecut și domnul Bradie. Norocul Târgușorului este că are un parc de eoliene pe teritoriul lui, la Mireasa, da? Primarul nostru n-a făcut ce au făcut majoritatea primarilor de știind, având informația unde vine parcul și au cumpărat repede terenurile și acum și încașează personal redevențele de pe fiecare, turbină de aia, da? E, și la Peștera, și la Târgușor, uite că se poate, redevența se încasează de primărie. Și așa, acest primar din Târgușor reușește să, mă rog, chiar arată foarte bine. O să, dacă aveți curiozitatea, vă invit să treceți până Târgușor. Reușește ca să existe. Existe fără susținerea Consiliului Județean. Bun, vă întrebam, va face PNCCD-ul lucrurile altfel? Se vor implica consilierii județeni să vină cu proiecte, să se verifice dacă sunt implementate, să verifice dacă au succes sau nu? În mod categoric va face PNCCD-ul. PNCCD-ul, prin consilierii județeni care sperăm să intre în Consiliul Județean Constanța, vor fi, cum spun eu, cum avem noi semnul electoral, cu ochiul pe Consiliul Județean. Da? Deci trebuie să intrăm odată, să facem tot ce se întâmplă acolo să fie transparent. Da? Consilierii PNCCD vor veni cu proiecte, repet, pentru dezvoltarea zonei rurale în principal și a celei urban de asemenea, că noi nu vrem să facem diferența între rural și urban. Vom sprijini și zona rurală și zona urbană, mă rog, așa cum vom putea, pentru că sigur că noi nu vom fi o voce majoritară acolo, da? Dar vom fi foarte atenți și vom monitoriza celelalte grupuri de consilieri, pentru că vor fi, bineînțeles, din nou două grupuri de consilieri județeni cu un număr mai substanțial de așa și vom încerca să fim balamaua dintre cele două grupuri, da? Ca să nu lăsăm niciun grup să-și impună direcțiile și proiectele numai pe comunitățile unde, pentru că așa s-a procedat până acum, în comunitățile unde au fost primarii respectiv, acolo s-au dus bani mulți. Deci PNCCD-ul nu va vota doar proiectele care vizează localități, comunele unde va avea primar. PNCCD-ul va vota proiectele care vizează toate comunele, dar ele trebuie făcute transparent. Da? Și trebuie avut în vedere o dezvoltare unitară a tot județului. Noi mai susținem ceva. Mai susținem o reorganizare teritorială. Da?
Ce am constatat eu? Am constatat că numărul pomelor este foarte mare. Și ne-am dorit să comasăm 3-4 comune, 5 comune, într-una singură. Lucru care se poate face. Fără nicio problemă, există și un plan național pentru treaba asta, pentru reorganizarea teritorială. Ar însemna, în primul rând, reducerea cheltuielilor, clar. N-am mai avea atâtea structuri de conducere, da? Nu, adică nu poți să ai o comună, vulturul, cu sub 1000 de cetățeni. Aia nu e comună, domnule. Sunt comune care au mai mulți cetățeni decât orașele, da? Iar nu e regulă. Sunt comune foarte slab dezvoltate, foarte slab dezvoltate și comune bine, mult mai dezvoltate decât celelalte. Deci, ele ar trebui oarecum comasate și fiecare cu zona respectivă, cu specificul respectiv al zonei, da? Ce agricultură merge mai bine acolo, zona viticolă, zona de deal, zona, adică m-ați înțeles? Deci ele trebuie comasate și sub aspectul eficientizării la maximul a zonei respective. Și nu va fi mai greu cetățenilor să ajungă la primărie sau să beneficieze de ajutorul primăriei dacă va fi mai mare, vor fi mai multe comune actuale într-una singură? Păi, să pot, de exemplu, să înființeze subdiviziune ale primăriei respective, da? Și cu o subdiviziune doar ca să limităm exact aceste drumuri în care acolo în subdiviziune se pot rezolva anumite acte, da? Și numai actele de punere în posesie de proprietate care trebuie să fie eliberate și cu semnătura primarului, da? Adică noi vedem să mai împărțim responsabilitatea asta primarului, să nu-i lăsăm toată puterea numai în mâna lui, da? Că o face și o face, vedeți cum o face, își dezvoltă sfera lui de interese în zonă și o împărțim la, eu știu, niște, nu știu, nu consilieri, consilierii echipa lui, dar niște directori sau de subdiviziunile astea ale primăriei și eu sunt convins că altfel va funcționa treaba, în sensul că va exista, după părerea mea, și există și în programul PNZD lucrul ăsta, o altă eficientizare a zonei respective. Și vor putea primarii să aibă grijă de un teritoriu mai mare? Categoric. Asta înseamnă că vor crește suprafețele, da? Vor putea cu aceste suprafețe după noi să acceseze proiecte cu fonduri europene cu valori mai mari, da? Și vor avea încasări mai mari, pentru că fiind mai multe comunități și fiind în comunitățile respective privați, acolo ei vor vărsa toate impozitele și toată populația fiind mai mare vor vărsa impozitul într-o singură primărie, da? Deci având, vor avea automat un buget mai mare, da? Și vor putea unde sunt mai mulți bani, se pot face mai multe proiecte, nu? Domnule Coandă, ce părere aveți de o astfel de idee? Deci, nu vreau să contrazic pe colegul meu, dar pot să vă spun așa, că ca să desfințe niște comune, e mai greu că e o chestie de hotărâre de guvern și alte lucruri genul ăsta și de mândrie a fiecare că din comuna lui, dar problema asta s-a rezolvat deja. S-au creat aceste asociații de dezvoltare intercomunitară pe care se pot realiza proiecte regionale. Ăsta este scopul. România trebuie să facă regionalizare. Cum vrem să facem 4-5 județe o regiune, același lucru s-a făcut deja cu 7-8-10 comune și cât un oraș, s-a făcut această regionalizare prin aceste asociații de dezvoltare intercomunitară. Asociația asta are un management, în cadrul acestei asociații poți să aduci specialiști la mai multe primării să facă echipele de management și în cadrul acestor asociații, tot pe bani europeni, într-adevăr bani mai mult, se pot implementa proiecte regionale care să cuprindă 4-5 comune deodată. Deci structura este creată, s-a creat acum câțiva ani, sunt mai multe structuri care sunt nefuncționale, despre asta vorbim. De asta zic, cu ajutorul nu trebuie decât să începem să lucrăm pe ceea ce avem să le punem în funcțiune. S-a creat această regionalizare comună, ca să nu le desfințe, să zică, da? s-au creat aceste asociații, deci de aceea există. Doar trebuie să le punem în funcțiune și să le creăm echipe de management pentru proiectele pe care au nevoie comunitățile respective, la un loc. Sunt 7-8-10 comune cu un oraș. Deci sunt create, au și număr de locuitori și mai departe. Că partea cu impozitele și le strâng fiecare, asta e partea a doua. Dacă trebuie să cofinanseze un proiect, fiecare va participa, cu o altă parte. Deci nu e o problemă. Da, domnul Țeapru, vă ascult.
Ca o replică. Da. Tot dumneavoastră ați spus că s-au creat, dar sunt nefuncționale. Exact. De ce sunt nefuncționale? Pentru că există orgoliu fiecărui primar, fiecărui primărie. Da, și a fost și consecința peste ei care aici, le-a stricat direcția. Dacă am crea o singură primărie din 3-4 primării, n-ar mai fi problemele astea. N-ar mai fi piedicile. De ce nu sunt funcționale, da? Nu sunt funcționale pentru că primarul din localitatea X nu-i convine proiectul primarului din localitatea Y. Dar tu ca și consilier județean ai doar câteva, să nu zic drepturi, ai dreptul de a propune și de a fi votate aceste proiecte. Tu trebuie să ai competență să-i lămurești pe ceilalți consilieri, că sunt la partid și ascultă la ordinul partidului, că ceea ce propui este bun pentru comunitate, că ceea ce propui le aduce, plus de imagine și lor ca și consilier și consiliul județean, că ceea ce fac pentru respectivele comunități, într-adevăr, dacă ai puterea să-i convingi că ceea ce propui e bun și, într-adevăr, e corect, sigur, nu o să fie ordine de partid, nu votăm respectivul proiect. Mai ales că ședințele sunt publice, poți să ieși public să spună, n-am vrut să fac asta, am vrut să fac asta și nu cred că vreun partid își permite chestia asta. Poate să mai este partid prior la un moment dat când am plasit un obiectiv, o investiție, domnule, nu o punem pe comuna asta, o punem mai la dreapta sau mai la stânga. La un moment dat, Constituția are o libertate în care, când cheltuie, să zic, un buget mai mare de, să zic, de 100 miliarde, poate să aibă un partid prior pe o sumă de 4-5 miliarde, dar nu poate să devieze foarte mult, chiar dacă e ordin de partid. Și atunci, proiectele care le propune un consilier de țean, cum vorbim noi la ecologiști, e suficient să propui lucruri bune pentru comunitățile respective și pentru aceste asociații de dezvoltare sau să ai planul ăla clar, foarte bine stabilit, și atunci nu poți să se opun. Dom'le, că am stabilit acum că facem în 3 ani, facem asta, asta și asta, nu poți să întoarcă peste 6 luni, peste 12, nu le mai face, domne. Că s-a supărat știu care. Domnule Coandă, dumneavoastră cum veți proceda? Asta discutam cu domnul Țapluc și îl întrebam legat de cum vor funcționa consilierii județeni PER. Ca până acum, așa cum s-a întâmplat până acum cu consilierii județeni, vin din când în când la ședințe, votează în funcție de ce vrea partidul sau de ce partid propune un anumit proiect, sau vin și se implică efectiv? Deci nu există. Deci consilierul se implice după ce votează o hotărâre, un proiect la care el are competențe și care ține de area lui, că există comisie cultură, comisie de social, comisie de infrastructură și așa mai departe, și faci parte din comisia respectivă, te implici până la capăt, până începe proiectul, cum se derulează, vezi dacă s-a cheltuit banii bine sau prost, s-a făcut bordura aia, s-a făcut gardul, s-a făcut căminul ăla, cum s-a zugrăvit și așa mai departe, ceri rapoarte de la respectivii funcționari sau respectivii constructori și așa mai departe, ca să ajungă în comisie să vezi cum s-au cheltuit și ce s-a întâmplat cu ei, deci te implici până la capăt, numai că ai aprobat proiectul. Asta odată. Al doilea aspect. Dacă un partid, da, vine și propune proiectul ăsta, el propune un proiect, dacă el îți arată că e ok pentru comunitate și are și resursa și nu favorizează nici pe unul, nici pe cealaltă, chiar dacă favorizează în bine, într-adevăr, atunci ridici mâna. Nu contează că nu vorbim de la partid, dacă e la PNL, că e la PSD și mai departe. Contează dacă proiectul este bun și aduce un plus de valoare în comunitate. Pentru ce să te opui? Deci nu contează cine propune proiectul. Exact, exact. Dacă tu mă lămurești că e bun și ai făcut o faptă bună, 2, 3, 5 și în urma ta câteva zeci de mii de oameni vor trăi mai bine, eu de ce să mă opun? Că nu știu ce mi-a promis, că a spus, nu vota dumne, că e proiectul ăla. Nu mă interesează că e proiectul PSD sau PNL, că e la putere PSD-ul și a venit PNL-ul cu proiect și nu îl vota. Zici să nu îl votezi. Care e problema? Dacă în spate o comunitate, că aia în spate, în județ sunt cetățeni, sunt ai nu știu, din cetățeni acestui județ, ai oraș, județ și așa mai departe. Nu scrie pe membru de partid, să știți. Că ea nu fac diferență. Că sunt copii, că sunt bătrâni, că așa mai departe, dacă la el vine apa în comun sau îi vine un drum asfaltat și mai trece încă 2-3 km și ajunge la mănăstirea nu știu care. Care e problema? Domnule Țapliu, candidații, de fapt, viitorii consilieri județeni PNCCD vor vota în funcție de cine propune proiectul sau vor vota cât de bun este proiectul pentru județul Constanța? Categoric, cât de bun este proiectul pentru județul Constanța. Noi nu mergem acolo, consilierii PNCCD, să fim arbitri. Noi mergem acolo să colaborăm cu toți consilierii, să găsim mijloacele și căile să schimbăm ceva în mentalitatea consilierilor, să schimbăm managementul care a fost până acum, să lucrăm pentru cetățenii județului. Da? Dacă PSD-ul sau PNL-ul, cum spune domnul Coandă, ne convinge că au un proiect corect, just, transparent, îl susținem.
fără nicio problemă. Da? Amândoi ați vorbit de o implicare mai activă, o implicare mai puternică a consilierilor județeni în Consiliul Județean, în comune. Ați spus la un dat chiar că trebuie să mergeți în comune și să urmăriți proiectele și să vă discutați cu oamenii, să vedeți ce probleme sunt. În același timp, amândoi aveți și propriile afaceri. Veți avea timp să vă ocupați și de una și de alta? Trebuie să ne facem timp. Da? Acolo, dacă ni se aduc la cunoștință și suntem, mă rog, ni se prezintă materialele și proiectele cum e logic să se facă, și am înțeles că se procedează și acum așa, dar puțin cam în timp foarte scurt, a trebuit un timp mai îndelungat ca să poată consilierii să studieze despre proiectul în cauză, trebuie să ne facem timp, că de aia ne ducem acolo. Ne ducem acolo nu să ne dezvoltăm afacerea, ne ducem acolo să pe specialitățile noastre să putem să fim utili, mă rog, cetățenilor din județul Constanța. Deci trebuie să ne facem timp. Asta este ideea. Domnule Coandă, dumneavoastră, cum vă veți împărți timpul? La mine lucrurile sunt mai simple, pentru că eu de vreo 15 ani de zile sunt în județ pe la fermieri și pe la primăriile din județ, unde am văzut ce a rămas în urma noastră, lucrări, că sunt de apă, că sunt de canalizare, că sunt drumuri, că sunt asfaltări, drumuri agricole, nu mai spun silozul și alte ferme. Deci în urma noastră au rămas o grămadă de proiecte făcute cu bani aduși pentru client, atrași de noi pentru client. Noi suntem omul care, firma care aduce banii clientului, beneficiarului, prin primărie, că e fermă și așa mai departe. Eu județul ăsta l-am bătut suficient de mult încât jumătate din timpul meu petrecut de top în județ. Și văd jos ce se întâmplă la fermierul mare, la fermierul mic sau la o primărie, cu problemele, primărie mai mare, primărie mai mică și mai departe. Pentru că și aici cu primăriile astea mai mari sau mai mici, spre exemplu, o primărie mică primește niște bani la Consiliul Județean sau face un proiect și își face, nu știu, un cămin sau face o școală, da? E, aici e cu dus întors. Tu, primărie, care n-ai venituri aproape deloc și nu trebuia să îți plătești angajații și nu poți să asiguri asistență socială, îți faci o școală cu 20 de clase. E, școala aia, după ce ai făcut-o, chiar și cu banii europeni, are niște costuri de întreținere, de încălzire, de reparații, așa mai departe. Și după un an sau doi, ajung la concluzie, dom'le, păi trebuie să bag în școala asta niște bani de întreținere, nu știu, câte 500 sau 1 miliard pe an. Și spui, dom'le, nu i-am. Și ce l-am întins la concluzie, zic, dom'le, dați-mi și mie să întrețin, că nu pot să întrețin școala. Păi, dom'le, când ai făcut o chestie, o investiție mai mare, că dom'le, să atrage milioane. Atrage exact cât îți trebuie. Ai nevoie de făcut o școală de 6 clase? Faci pe 6 clase, nu faci de 12 clase. Ai nevoie de făcut, nu știu, un cămin cultural de 200 locuri? Faci de 200 locuri, nu faci de 400, că e frumos căminul meu cultural acum, mai respectivă, și nu o să ai 400 de oameni niciodată în căminul cultural, dar e frumos și mare. Și lucrurile astea nu le înțelege lumea, că trebuie să facem exact cât ne trebuie și trebuie să înțelegem că investiția asta, după ce le faci, trebuie să le bugetezi, că le ai cu ce să le întreții, trebuie să arăți și până și finanțatorul la un moment dat, spune, cu ce vei întreții toate lucrurile astea, nu? Pentru, e simplu, o casă, o mașină, n-ai impozit, culmea, că dacă avea și impozit, ar trebui să gândești de 13 ori povestea asta. Și atunci încerci să le explici la oameni, dom'le, hai să te ponderezi, ce vrei să faci, asta, hai să vedem ce e prioritar. Facem trei lucruri, celelalte mai lasă deoparte, și mai departe. Domnule Țapluc, cât consilieri PNCCD credeți că veți avea în Consiliul Județean Constanța? Maxim 2, minim 1. Eu sunt realist, domnul Mispas. Mi-aș dori 2, dar să dea Dumnezeu să intre măcar 1. Și dacă va fi doar 1 sau 2, ce putere veți avea să schimbați lucrurile, să vă opuneți proiectelor care nu sunt bune pentru județul Constanța? Partidele mici, respectiv reprezentanții lor în Consiliul Județean, că e clar că nu vor intra numai cele două partide, PSD și PNL, trebuie să se unească și, repet, să devină acea balama între cele două partide în Consiliul Județean. Da? Eu sunt convins că dacă eu intru și cu domnul Coandă, sigur ne vom înțelege, că văd că ne-am înțeles pe această emisiune, pentru că trebuie să existe exact o contrapondere la ce propun în celelalte partide, da? Deci eu voi încerca, dacă intrăm în Consiliul Județean, să
fac o echipă a consilierilor din partidele mici și să putem să lucrăm împreună, să ne susținem proiectele împreună. Credeți că vor intra mai multe partide decât până acum în Consiliul Județean? Categoric da. Deci cred că va intra ALDE, cred că va intra PMP și cred că va intra PNTJD. Domnule Coandă, dumneavoastră, câți membri credeți că va avea Peru în Consiliul Județean? Păi lucrurile sunt foarte simple. Conform matematicii, acel 5% minim pentru pragul electoral îți asigură cel puțin 2 consilieri. Deci scopul este de la 2 în sus. În partea a doua, legat de cum îi lămurești, e vorba de cât de hotărât și determinat ești în ideile pe care le reprezinți sau proiectele pe care le propui în celorlalți colegi. Pentru că mi se pare anormal, cât ar fi ea comandă de partid, dacă proiectul pe care îl propui e bun și susții până în pânzele albe, nu ai cum să nu îi lămurești. În partea a doua, dacă proiectul pe care îl propui este bun pentru comunitate și ceilalți ce refuză din anume motiv, există și altă presiune, presiunea societății civice, să nu zic civilă, civice, ONG-uri, comunitate și așa mai departe, cum ar fi strada, cu care eu zic că am o relație foarte bună și fac parte din această comunitate și pot să le aduc și cetățenilor și lumea zic, uite, consilieri județeni nu vor să aprobe asta, 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 că nu vor ei binele comunității. Atunci ei, dacă înțeleg și văd că într-adevăr lucrurile sunt bune, sunt o parte din proiectele comunității, vor veni să mă ajute să mă sprijine. E pe sistemul în care, să vă spun eu, ai nevoie și de ajutor. Dacă nu reușești să-i lămurești și există la intenție, încerci să creezi alte pârghii de susținere până alte canale, nu? Dar eu nu cred că ajungi la probleme genul ăsta dacă lucrurile sunt bune și v-am spus, dacă lucrurile sunt pozitive, nu pot să cred lucrurile astea. Se întâmplă să te mai sară, să te mai dea deoparte, dar dacă ești insistent și te ții de lucrurile astea și ei văd că tu muncești mai mult decât ei și chiar muncești pentru ei, la urmă urmei, nu au zis să zică, da, Dumnezeu, ok, fă-o tu pe asta, că e simplu. Hai să propunem să facem 10 lucruri și întreabă, Dumnezeu, dar ce le va face? Și Dumnezeu, păi eu pe ăsta, din 10 lucruri, în cadrul Consiliului Județean, spun, Dumnezeu, pe ăsta fac eu și pe ăsta, da? Restul luați-l fiecare, nu? Deci fiecare trebuie să-și asume niște atribuții, Dumnezeu, pe proiecte. Uite, eu vreau să-mi asum pe ăsta să mă implic în el, pe ceea ce competențe am, nu? Dumneavoastră, să mă asigur și dumneavoastră, la fel. Deci invit pe toți să-și asume responsabilitate pentru câte ceva, nu? Și atunci, ca să poți să intre peste 6 luni, peste un an, să asumești la electorat și am făcut asta, m-am implicat asta. Colegul meu a avut asta și n-a făcut, a avut asta și n-a făcut. Deci trebuie să-i arăți că este și reversul medaliei, să aduci la conștiință opiniei publice că nu s-au implicat nici în aia, nici în aia, nici aia și au dormit în bancă. Deci vă bazați pe societatea civilă. Sunt o parte, dar eu zic, e prea departe. E bine să ai, cum să vă spun, să ai lângă tine o echipă. Iar echipa asta, eu zic că ușor, ușor se formează. Se formează, încă exact. Visați frumos. Domnule Țapliuc, un ultim cuvânt, vă rog. Pentru că sunt la dumneavoastră în emisiune, în orașul Megidia, aș vrea să le transmit cetățenilor orașului Megidia să voteze echipa de consilier local PNTCD, să voteze pe domnul primar, viitor primar Vrabie. Domnul Vrabie are nevoie de o echipă și noi vă propunem o echipă de oameni serioși, moral, din cadrul consilierilor local PNTCD și pentru că trebuie să fac și puțină campanie electorală, să voteze și echipa de consilieri județeni, pentru că Megidia are nevoie de reprezentanți și în Consiliul Județean Constanța. Domnule Coandă, un ultim cuvânt, vă rog. Pentru mine e simplu. Ecologiștii sunt puțini, dar cred că o parte dintre ei sunt foarte hotărâți în ceea ce vor să facă. Și atunci eu invit pe cetățeni, ca atunci când merg la vot, ce n-a vot de Megidia și comunele limitrofe, să aibă grijă și să pună ăștia în pila și la Consiliul Județean. Să aibă încredere că și la Consiliul Județean se vor petrece fapte bune și vor ajunge și în comunitatea din care fac ei parte, că e în comună, că e în oraș mai mare sau mai mic și cu siguranță cineva, cum să vă spun eu, va face un inventar a problemelor județene și va încerca pe cât poate posibil să realizeze câte un pic în fiecare zonă din binele pe care poate să-l facă. Deci ecologiștii sunt puțin dar hotărâți. Pentru asta avem nevoie de încrederea și votul cetățenilor din tot județul Constanța.
Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns întrebărilor mele, întrebărilor telespectatorilor, că ați fost în această seară aici. Vă urez succes în cea mai rămas din campania electorală și, bineînțeles, în ziua alegerilor. Aveți multă nevoie. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară. Ne revedem mâine seară la o nouă ediție electorală. Sunt Valentin Ispas. Noapte bună!